salut și bine ați venit la un nou clip despre construcția casei, mai exact baia și mai exact gresia din baie. Dacă urmăriți canalul meu, probabil ați văzut construcția casei, toate etapele, ați văzut clipul despre gresia de jos, iar în acest video o să vă arăt cum am montat aceste plăci. O să vedeți cum le-am montat pe verticală, singur, eu singur, vorba aceea, cum am dat kitul, de asemenea toate detaliile, cum ar fi aceste muchii la 45 de grade. Le-am îmbinat frumos, fără marginile alea, profilele din plastic și la fel și sus. Nu am vrut să fie muchii de polistiren sau alte prostii. Mă refer la muchiile de sus, la fel și aici, muchiile astea de la gresie. Este un pic rămas aici la horn, nu știam exact ce o să facem, dar dacă urmăriți canalul meu de YouTube, o să vedeți ce fel de gresie vom pune pe horn. Și restul lucrării, cu toate sanitarele montate la locul lor. Până una alta, să dăm drumul la video. Deci am protejat puțin gresia de jos și am luat un disc cu diamant pentru flex, ceva mai fin, de la depozitul local. Am încercat acele tăieturi la 45 de grade, după care o să dau cu kit între plăci. Adeziv am folosit, bineînțeles, CM17. Ăla e foarte tare, e recomandat pentru plăci mari. Am dat cu apă, cu bidineaua, am ajutat-o puțin. Hai să începem cu adezivul. Bineînțeles că am pus și pe plăci, uniform, frumos. Nu știu dacă e frumos, dar am pus acolo. Hai, Ioane, ridică placa. Cu tot cu adezivul e foarte grea, dar n-am scăpat niciuna până jos, pe jos. Bate toba, bate tare! Am folosit distanțiere de 1,5 mm din alea sub plăci. Le apropie, le aduce la același nivel. E foarte ușor de lucrat cu ele. Am încercat să fac și o simetrie la geam, pe la jumătatea geamului să fie tăietură, placă întreagă în dreapta, placă întreagă în stânga. Și penele pentru distanțiere. Creștile special pentru distanțiere. Și cealaltă placă simetrică de în stânga geamului. Și aia e tăiată pe muchii la 45 de grade, pe muchiile unde e geamul acolo, unde e glaful. Curățăm frumos și încă o placă întreagă în partea stângă. Bineînțeles, am măsurat, am tăiat înainte, am pus-o și fără adeziv să văd dacă merge. Am bătut și cu ciocanul de cauciuc, apoi după câteva zile rândul de jos. După ce s-a uscat sus acolo,
pentru că am luat suportul, ați văzut suportul. Am început în partea de sus, pentru că alea de jos au fost un pic tăiate în partea de jos. Plăcile sunt de 1,20 m de lungi, iar jos au 1,13 m. Chiar dacă se vede de jos aici, pare regale. Am tăiat un pic din partea de jos și le-am distanțat un pic să încapă kit sub ele. Aici e la ușă, în partea cealaltă, bineînțeles, același tip de suport. Am început cu plăci întregi sus și plăci tăiate jos. Mihai, dacă te uiți la acest clip, îți mulțumesc pentru idei, pentru sugestiile de la Gresie. Mihai ne-a ajutat la finisaj și mi-a dat câteva idei, i-am zis că vreau să fac eu și mi-a spus el cum să le montez, care e ordinea, cum să încep, pe ce perete, și am înțeles că e mai ușor așa, e mai corect. Am tăiat pentru ventilația cu recuperare de căldură, acolo va fi evacuarea aerului din baie, sus acolo unde vedeți o gaură. Va extrage aerul în continuu centrala de ventilație și stăm cu geamul închis, casa aerisită, introducem aer în toată casa și îl extragem afară prin bucătărie și baie. Continuăm cu următorul perete de la sud, același tip de suport pentru plăcile de 1,20 m sus, 1,20 x 60. Hai. Am lăsat un pic de loc acolo pentru kit. Ne-am hotărât să punem un kit alb, după cum ați văzut, și o să vedeți în continuare. Acolo va fi becul de la oglindă, probabil în oglindă va fi lumina. Am lăsat o gaură pentru firii și tot așa, dai să meargă. Toată treaba asta mi-a luat mult timp, am făcut prin timpul liber așa. Am pus și gura de aerisire pentru evacuare de aer. Admisia va fi prin ușă, printr-o grilă specială. Dă-i! Ciocanul cu bidineaua, cu apă și așa mai departe. Și uite, așa am terminat plăcile mari de gresie, ați văzut că au rămas două, dar urmează să vedem ce facem acolo. Hai să mai dăm jos niște distanțiere. Curățăm kitul pe acolo.
După cum vedeți, am dat cu kit alb sus la tavan. Am continuat cu muchile alea de 45 de grade pentru glafurile la ușă. Am pus și bandă acolo să nu fie greu de curățat kitul după aia. Pe gresie. Pe gresie deja uscată, întărit acolo. Și hai cu adeziv. Am lăsat loc și la ușă acolo, pentru kit. Chiar dacă nu prea se vede, am lăsat loc în marginea aia. Și un colț aici, unde trag folia, este loc pentru kit. Și o să scoatem curat, frumos, fără mizerie, să nu avem de șters toate muchile. Continuăm și la geam, aceeași treabă. Muchile sunt drepte, camera mai distorsionează un pic marginile, GoPro-ul ăsta distorsionează marginile, unghiurile, le face curbate. Aceeași treabă și în partea dreaptă. Și sus, și la ușă, și tot așa.
Da, asta e tot deocamdată. Vă mulțumesc pentru vizionare și ne vedem data viitoare. Pa! Subscribe now!